contracția uterului și apariția lohilor. Pacienta poate prezenta scurgeri vaginale pe toată perioada alăuziei, deci pe parcursul următorilor 6 săptămâni. Aceste scurgeri vaginale poartă denumirea de lohii, ele își modifică treptat aspectul, de la roșu intens imediat după naștere ajung să fie alb galbui la 2-4 săptămâni de la naștere. Pacientele ar trebui să înțeleagă că lactația nu se instalează întotdeauna imediat, uneori se instalează chiar la 3-5 zile de la naștere. De asemenea, în cazul nașterii prin operație cezariană apare mai târziu decât în cazul nașterii naturale. Primul semn este apariția colostrului, acea secreție apoasă care apare la nivelul mamelonului și care la unele paciente poate să apară chiar în primele luni de sarcină. Colostru conține niște substanțe esențiale pentru bebeluși, vitamine, anticorpi, minerale. În anumite situații, mai ales în cazul în care la nașterea naturală este necesară epizootomia sau în urma nașterii naturale se produc lacerații sau rupturi la nivelul perineului și vaginului, procesul de vindecare este un pic mai lent, durerea persistă timp de câteva săptămâni. Sunt modificări normale și perfect reversibile, pacientele trebuie să înțeleagă și să aibă răbdare. Dacă în alte situații verseturile apar datorită deficitului de colagen de la nivelul pielii și acțiunii mecanice, distensia în volumul abdomenului sau a sânilor, în sarcină, de fapt, hormonii produși de către placentă sunt cei care duc la apariția verseturilor. Ei sunt secretați oricum de către placentă, doar că la anumite paciente sunt secretați în cantitate mult mai mare decât la altele, deci unele paciente fac verseturi, altele nu fac verseturi. Pot fi ameliorate, dar trebuie să înțeleagă că nu vor dispărea niciodată complet. Perioada de lăuzie începe imediat după naștere și durează în medie 6 săptămâni. În această perioadă, organismul trece printr-o serie de schimbări treptate și transformări fizice, care constituie practic procesul de refacere. Realitatea este însă că uneori organismul își revine la forma inițială chiar la un an de zile de la naștere. Există însă o serie de factori care pot să modifice procesul de vindecare, să-l îngreuneze, cum ar fi stresul, starea nutrițională a pacientei, bineînțeles diferitele afecțiuni asociate sau preexistente sarcinii, de aceea se impune pe cât posibil tratarea și rezolvarea lor înainte de sarcină. Marea majoritate se simt neatrăgătoare datorită creșterii în greutate, datorită cicatricii după operație cezariană sau după epizootomie, apariția vergeturilor, diferitele schimbări de structură la nivelul părului, pielii, dinților și așa mai departe. Trebuie să înțeleagă că toate aceste modificări sunt reversibile. Să înțeleagă că în corpul lor a crescut un copil care a venit pe lume doar datorită eforturilor lor și că nimic nu este mai frumos pe lumea asta. Drept urmare, trebuie să învețe să aibă răbdare. Procesul de recuperare este relativ scurt de cele mai multe ori și cu siguranță felul acesta vede și partenerul lucrurile. Să se redescopere, să se regăsească pe sine, să învețe să se iubească, să înțeleagă că trebuie să se îngrijească nu numai de bebeluș, dar și de propria imagine, de propriul corp. Drept urmare, să continue să aibă aceleași plăceri sau hobby-uri pe care le aveau înainte de naștere, să nu-și refuze niciuna dintre micile plăceri ale vieții, fiecare știe care sunt. Există, nu trebuie neglijată, poate să apară în orice moment după naștere și nu trece niciodată de la sine. Ăsta e un mit fals, niciodată nu se treacă de la sine, va trebui tratată. Forma ușoară a depresiei postpartum poate să dureze până la 4 săptămâni de la naștere. Drept urmare, va trebui tratată ca orice afecțiune, mergând la un medic specialist și urmând un tratament corespunzător. Semnele sunt diverse. Starea de oboseală exagerată, schimbările bruște și severe de temperament, sentimentul de vinovăție, incapacitatea de a stabili o legătură cu propriul bebeluș, sentimentul, de fapt, impulsul de a-ți face răuție sau bebelușului, tristețea, apatia, dificultatea de a lua o decizie. Drept urmare, este foarte importantă și trebuie tratată pentru o recuperare cât mai ușoară, important mai întâi tu să fii bine și apoi vor fi și cei de lângă tine. Prefer mai degrabă să le împart în trei categorii și să vă dau unul, două exemple. Prima categorie ar fi cea a lucrurilor interzise,
Spre exemplu, contactul sexual sau efortul fizic intens în primele zile după naștere sunt complet interzise. Lucruri permise, spre exemplu, ținerea bebelușului în brațe, dușul zilnic, diferite tratamente cosmetice, eu știu, manicură, pedicură, masaje sunt permise. Și există a treia categorie de lucruri care se află la granița celor două și care în general cer moderație. Spre exemplu, mișcarea și plimbările ușoare, care sunt benefice, ajută și asigură recuperarea cât mai rapidă a organismului, dar se fac numai după avizul medicului obstetrician. La câteva zile de la naștere și instalarea lactației poate să apară fenomenul denumit popular furia laptelui. E foarte important să știm că furia laptelui poate să apară și după o perioadă mai lungă de alăptat sau chiar atunci când copilul este înțărcat. Fenomenul este foarte ușor de explicat, sânii produc mai mult lapte decât este extras sau este necesar. Semnele sunt sânii angorjați, grei, roșii edemațiați, cu tegumente lucioase, plini, cu mameloane întărite, aplatizate, cu ragade. Pot prezenta și umflături la nivelul structurilor, ganglionii axilari pot să fie inflamați. E foarte important să manageriem această problemă în punctul ăsta, pentru că următorul stadiu este mastita. Mastita apare prin blocarea canalelor galactofore și infecția sânilor. Necesită să mergem de urgență la medic și, în general, tratamentul este pe bază de antibiotice. Următorul aspect care ar trebui urmărit este aspectul și cantitatea lohilor. Dacă pacientele prezintă scurgeri foarte abundente, spre exemplu schimbă mai mult de un tampon într-o oră, chiar și stând întinse în pat, fac febră, frisoane, prezintă dureri pelvine, elimină cheaguri voluminoase, lohile capătă un miros fetid, pătrunzător, trebuie să mergem la medic pentru că sunt semnele unei infecții. De obicei, ea este recomandată la 6 săptămâni de la naștere, se face întotdeauna cu avizul medicului obstetrician. Marea majoritate a proaspetelor mămici se confruntă cu scăderea libidoului. Pe de o parte, este normal, organismul matern percepe sarcina și nașterea ca pe niște fenomene traumatizante, drept urmare va avea nevoie de o perioadă de recuperare. Pe de altă parte, apar stările de depresie, de apatie, pacienta se confruntă cu oboseală, cu lipsa somnului și a timpului. Puține paciente știu că în timpul perioadei de alăptare, modificările hormonale pot să ducă la uscăciune vaginală și lipsa lubrifierii. Se simt de cel mai multe ori neatrăgătoare, kilogramele în plus, cicatricea după operație cezariană sau după epiziotomie, apariția vergeturilor și așa mai departe. Mușchii vaginali pot să fie mult mai lax și după naștere, lucru care este perfect normal o anumită perioadă de timp și lucrul ăsta poate să modifice dinamica sexuală. Însă exercițiile Kegel ajută foarte mult în creșterea tonusului și refacerea elasticității mușchilor vaginali. În ceea ce privește uscăciunea și lipsa de lubrifiere, odată cu încheierea lactației, acest lucru se va recupera total, dar pe perioada lactației pot să ajute prin multă răbdare și folosirea unui lubrifiant pe bază de apă. Timpul necesar între două nașteri este în medie de un an după nașterea naturală și 2 ani după nașterea prin operație cezariană, dacă ele s-au produs fără complicații deosebite. Foarte important este să menționăm că alăptarea nu este un mijloc contraceptiv. Marea majoritate a pacientelor cred că în perioada de alăptare nu pot rămâne însărcinate, nimic mai fals de atât. În perioada de alăptare, chiar la 6-8 săptămâni de la naștere, pot avea ovulație și menstruație.